puțin semnificativ tranzitul dimineții de 26 septembrie pentru cei care s-au născut în zodia Balanței. Este legată de activitățile casnice domestice sau de niște legături cu familia, dar puțin semnificative în contextul în care acest tranzit de la miezul nopții până dimineața la 9 acoperă un răstimp în care în țara noastră nu este o activitate intensă. Între 26 septembrie, după ora 9 dimineața și după amiaza zilei de 28 septembrie, mici surprize agreabile, ipostaze inedite, schimbare de peisaj și de stare de spirit. Cei născuți în zodia Balanței abia așteptau aceste modificări pentru a intra într-un alt registru, să fie mai vesel, mai detașați, să aibă niște bucurii, să schimbe impresii cu prietenii, ei înșiși să schimbe niște impresii despre oameni, lucruri, fapte și situații. Moment relativ bun pentru cei care desfășoară activități publice cu o tentă creativă. În sfârșit, acum, pe aici pe acolo, se mai desfășoară niște spectacole, niște întâlniri cu publicul, niște festivaluri și poate că aceste persoane, în postura lor de actori, de realizatori de momente speciale, se pot exprima într-un chip interesant care să placă publicului. Între 28 septembrie, după ora 18:30 și 30 septembrie, perioadă bună pentru trup, pentru suflet, pentru organism în general. Moment calm, liniștit, împăcat, aș spune chiar fără solicitări, asta doar așa, în cazuri excepționale. Este o perioadă în care se pot contura niște trăsături ale toamnei din punct de vedere organic. Cei născuți în balanță vor constata acum, pe această stare de calm, ce este în neregulă în organismul lor și ce s-a reparat în urma unui tratament, a unei proceduri medicale. Pot să-și dea foarte bine seama ce efect au avut toate aceste inițiative terapeutice, pentru că organismul nemai fiind hărțuit, solicitat, epuizat și introdus în algoritmi străini unei fiziologii normale, poate acum să le dea cele mai corecte mesaje despre starea în care se află în prezent. Astfel vor ști dacă trebuie să continue sau nu tratamentul sau eventual să-l intensifice, vor ști până unde s-a produs o ameliorare și cât mai au de parcurs la capitolul proceduri pentru a duce la bun sfârșit această etapă. Relativ bună ar trebui să fie, mai bine zis bună pentru că nu se întâmplă nimic special, nimic rău, nicio complicație la locul de muncă. Depinde acum de locul de muncă al fiecăruia, dar nota generală este de calm, de echilibru și de normalitate. Între 1 și 2 octombrie, lucrurile nu mai sunt la fel de confortabile cum au fost până acum. Casa a șaptea parteneriatului va fi străbătută de lună care, în plus, în ziua de 2 octombrie, se va afla în postura de lună plină în berbec și de aici, din casa a șaptea, dinspre zodia berbecului, va trimite alături de lună neagră, Marte și Chiron tot felul de mesaje nefericite, cele mai multe enervante, alarmante, unele chiar stupide, provocatoare, nedrepte, exagerate, unele aiuristice, în așa fel încât cei născuți în zodia Balanței nu vor mai putea fi la fel de liniștiți ca până acum. Acest moment de respiro pe care îl vor trăi până pe 1 octombrie trebuie să reprezinte, acum pentru că știu despre ce este vorba, un prilej pe care trebuie să-l cultive și de care să se bucure intens, pentru că, iată, vin factori de stres deodată și le strică armonia pe care au obținut-o. Lucrurile se pot manifesta în chip dezagreabil în familie, între soții, între partenerii de afaceri sau pot să capete aspectele conflictuale destul de riscante între nativi și niște persoane care nu îi simpatizau. Una este să nu simpatizezi pe cineva și alta este să te cerți furcă. Un astfel de derapaj se va produce în acest răstimp și pe fondul acestei luni pline în berbec, care se va produce pe 2 octombrie și care, în plus, pe lângă tot ceea ce am spus noi, vine să ridice cota de avarie și de alarmă. De aici, nervi răscoliți, stări de spirit care cu greu pot să fie controlate. În nota generală, cei născuți în zodia Balanței vor fi victimele sau vor fi cei care vor suporta excesele temperamentale ale unor persoane care, dacă nu țipă, nu dau din mâini, nu trântesc, nu amenință, nu se simt bine, au impresia că problema nu se rezolvă. Evident, problema nu se rezolvă așa, dar conflictul se amplifică și la un moment dat îl obligă și pe cel născut în balanță să aibă o reacție, o replică, să ia o atitudine
Chiar dacă nu se va pune la mintea lui și nu va face aceleași lucruri, totuși o reacție umană este firească, ba chiar este și necesară. Mult mai complicate sunt însă ipostazele unor astfel de neînțelegeri între nativi și reprezentanții unor instituții. Mai ales dacă este vorba de instituții menite să aplice legea și atunci e vorba de un proces, o anchetă, o cercetare. Poate să fie vorba însă și de alte instituții care aplică legea, cum ar fi de exemplu vameșii, grăniceri, ofițerii de poliție, de circulație, jandarmi, și în toate aceste ipostaze se poate petrece un lucru neprevăzut. Se poate lua în calcul și o violență fizică, se poate lua în calcul și un abuz care se face în numele legii, dar se pot crea și foarte multe distorsionări ale adevărului, mai ales dacă este vorba de instanțe. Lucrurile nici pe departe nu se desfășoară normal conform procedurii și multe dintre documente, mărturii, probe, audieri nu ajung să aibă efectul scontat sau rezultatul dorit. Lucrurile se petrec ca și cum acestea nu ar exista, de aici nota de abuz. Este bine ca aceste persoane să fie foarte atente, să vadă cu cine se asociază într-un demers juridic. Ce fel de om e avocatul respectiv, ce fel de persoane sunt martorii, cum discută cu aceștia. Acum, eu nu am spus că trebuie să se facă preș în fața acestor persoane doar de frica faptului că ele reprezintă niște atribuții oficiale. Spun însă doar că trebuie să fie prudente și răbdătoare, ori mai înțelepte, și să nu toarne gaz peste foc și să amplifice niște stări care și așa nu sunt în avantajul lor. Aici e nevoie de prudență maximă. Din păcate, tot ceea ce se dă peste cap acum va evolua în această notă oscilantă, când cu momente mai bune, când cu momente mai rele, până la sfârșitul anului 2020. Începând cu ziua de 27 septembrie, planeta Mercur va intra în zodia Scorpionului și se va plasa în casa a doua banilor câștigați din muncă proprie și va susține aceste gânduri, aceste proiecte, aceste intenții până pe 1 decembrie. În aceste două luni, Mercur o să le dea foarte multe idei interesante sau subtile sau soluții foarte, foarte speciale, foarte diplomate într-o anume măsură, dar și foarte intuitive. Felul în care vor reuși să își apere o formă de salarizare sau un nivel de plată, felul în care vor găsi alternative la un venit care nu este suficient, felul în care vor reuși să discute și să abordeze o nedreptate, o neregulă sau o situație care nu poate fi pusă în vina nimănui. Este o conjunctură generală care a permis ca să se întâmple niște lucruri în contextul actelor, documentelor și deciziilor luate în instituția în care lucrează. Acestea trebuie să fie făcute cu moderație, pe baze și temeiuri juridice și trebuie să fie rostite, expuse în momentul potrivit, cu omul potrivit și cu foarte multă măsură, ca și cum nu ar trebui să deranjeze niște persoane, să le zicem mai suspuse, care s-ar simți responsabilizate de aceste contestări și nemulțumiri, ca și cum lor li s-ar pune în cârcă aceste anomalii sau aceste disfuncții. Și aceea pot să aibă o reacție vehementă. De aceea, pentru a nu stârni astfel de dușmani în chip inutil, este bine ca felul în care formulează niște dorințe sau niște nemulțumiri, oricât de justificat ar fi prejudiciu, trebuie să fie făcut cu mănuși, cu înțelepciune și, în principal, în această perioadă, în primele două săptămâni. Pentru că, la un moment dat, Mercur va intra în mișcare retrogradă spre sfârșitul lui octombrie, va și părăsi Scorpionul, va reveni în casa întâi, atunci s-ar putea să le mai dea celor născuți în balanță niște sugestii, să le ofere un suport personal, apoi va reveni definitiv în mișcare directă în Scorpion și va încheia ceea ce a provocat începând din 27 septembrie. Practic, se poate spune că la mijlocul lunii noiembrie se vor reedita situațiile care se vor petrece între 27 septembrie și 10 octombrie în acest sector al banilor câștigați din muncă proprie.